Acest program este sponsorizat de Bună dimineața din nou! Sunt Radu și vă urez în primul rând o zi plăcută în continuare, dar ca să aveți o zi plăcută trebuie să vă împrospătați și imaginația și cu o rețetă interesantă. Și de data aceasta chiar este o rețetă interesantă. Este vorba despre ardei copți cu mușdei și cu carne. O chestiune mai neobișnuită, dar nimic extraordinar. După cum vedeți, ingredientele aici sunt simple. Am niște ardei grași, frumoși, colorați, tăiați în jumătate. După cum vedeți, bine am tăiat și codița la jumătate. E mai decorativ. Un pic de usturoi, un pic de ulei, cașcaval ras, pătrunjel tocat, sare, nelipsitul piper și un piculeț de cărniță de pui. Întâi și întâi vom pregăti mușdeiul. Cea mai rapidă cale pentru acest tovarăș mușdei este să rade usturoiul, un pic de sare, piper și ulei. 3-4 linguri de ulei, cât să emulsioneze. Uite, o chestie foarte simplă, usturoi ras, ulei, sare și piper. Avem un pic de ulei, dar și o să ungem cu tavă de foc. Cuptorul este încins la 180 de grade. Împărțim mușdeiul între cele 4 jumătăți de ardei. Acum, după ce le-am așezat bine, cu tăietura în sus, clar, direct în cuptor pe. După cum vedeți, eu am aici un piept și cu piele și cu os, dar n-am nevoie nici de piele, nici de os și nici măcar de atâta carne. Așa că o să despielițez puiul și de obicei este bine să faceți asta mai mereu, pentru că toată grăsimea de la pui rezidă în piele. Am nevoie de 2 bucățele de carne de o dimensiune potrivită ca fiecare dintre ele să stea bine în cele 2 jumătăți ale jumătăților. Sare, piper și deocamdată le punem în așteptare timp de vreo 10 minute, până ce se coc ardei. Este foarte, foarte, foarte fierbinte. Și acum, dacă s-a umuleat foarte frumos, dar încă nu sunt bun, venim cu șuvițele de carne. Așa cum am promis, am încercat să le fac să se potrivească. Un pic de pătrunjel. Trebuie să recunoașteți că verdele era exact culoarea care îi lipsește. Din nou la cuptor. Aia e, cum pariu că sunteți curioși ce se întâmplă în cuptor. Și eu. Haideți să aruncăm o privire. Iată niște ardeiași foarte frumoși. Carnea de pui este gătită. Ești curios? Văd că ai făcut obiectivul mare sau ochii mari, da? Vrei să vezi? Hai! O să împing aromele la tine, toate la tine. Și acum, haide să servim. Folosiți întotdeauna pentru mâncarea caldă farfurii încălzite, călduțe, ca să nu fie un șoc tehnic. O amestecare
inspirată. Foarte sănătos, legume, vitamine, vedeți aici valeriană, lolo rosso, radicchio, lăptucă, ardecopi, carne de pui și mușdei, eu nu știu cel de toate zilele. Be, sper să nu plecați la lucru mirosind la mușdei, dar măcar să aveți undeva în minte ideea că mușdeiuțul nostru ăsta românesc a făcut furor pe plan internațional și că există încă de pe vremea asta. O zi minunată tuturor, spor la lucru și sper să ne revedem aici. Acest program a fost sponsorizat de